Bună ziua! Astăzi 2 iunie 2021. Suntem aici la Salcâm, în Lipova, pe dealurile Lipovei, zona Băile Lipova. Uitați Salcâm care acum se deschide. Aici care acum se deschide. Este și albina aici sus pe el. Zboară. Au început de 2 zile să bage mai bine. Care deja e păgătate, altul dă. Aici uitați masivul, mai mult salcâm. Suntem aici aproape la el. Uitați, suntem la el, asta abia acum se deschide. E o să foarte frumos. Uitați, este și trifoiaș, polifolor va fi, uitați acolo. Foarte frumos anul ăsta salcăm. A fost sporadicul, la drum jos și aici sus, acum văd că e deschis. Aici undeva de metri distanță până la mine, acasă. Tot altul abia acum se deschide, mai durează câteva zile. 3, 4, 5 zile mai vom mai avea cules. De aia a început să bage mai bine. Curge foarte bine din magazin. Deci n-a înghețat salcâmul cum beau alți oameni. Este salcâmanul ăsta. Vremea a fost cam rece, întârziată foarte tare. Uitați 2 iunie. Uitați aici abia, acum este care a înflorit. Și acolo în față, este dealul
Al sarcă în pădure. Vom vedea cât va mai ține culesul. Vă doresc o zi bună la toată lumea. Cei care doriți, vă puteți abona la canalul meu, la Daniel Husar. Cât mai multe miere la toți apicultorii din România și din întreaga lume. La revedere!